Al dintre echipele Greciei și Troiei. Mai e puțin și vom afla cine va fi pe banca antrenorilor și care e numărul maxim de goluri pentru câștigarea meciului. Să vedem ce scheme tactice vor aplica ambii antrenori. Iată în ce formație vor alerga pe gazon troienii. Care va fi răspunsul antrenorului grec? Ulise, Ahile, Ajax, Nestor, Calul Troian, Calul Poseidon. Concurenții sunt în teren. E timpul să înceapă meciul. Laocoon. Hector. Apollo. Apollo. Hector! Unde e Apollo? Oare troienii se vor descurca fără liderul lor? Poseidon a dispărut. Grecii sunt obligați să joace în șase. Apollo revine. Troienii au din nou cea mai puternică componență. Iată, este Poseidon. Echipa grecilor e din nou în formulă completă. Calul Troian. Paris. Calul Troian. Unde e Apollo? Oare troienii se vor descurca fără liderul lor? Laocoon! Apollo revine. Troienii au din nou cea mai puternică componență. Poseidon a dispărut. Grecii sunt obligați să joace în șase. Apollo! Helenos! Eneas! Apollo! Iată, este Poseidon. Echipa grecilor e din nou în formulă completă. Apollo! Hector! Poseidon, unde e Apollo? Oare troienii se vor descurca fără liderul lor? Gol! Grecii au preluat conducerea. Calul Troian. Apollo revine. Troienii au din nou cea mai puternică componență. Poseidon a dispărut. Troian. Grecii sunt obligați să joace în șase. Helenos. Iată, este Poseidon. Echipa grecilor e din nou în formulă completă. Hector! Odiseu. Ahile. Poseidon! Gol! Unde e Apollo? Oare troienii se vor descurca fără liderul lor? Calul Troian! Poseidon! Apollo revine. Troienii au din nou cea mai puternică componență. Poseidon a dispărut. Grecii sunt obligați să joace în șase. Eneas. Ajax. Iată, este Poseidon. Echipa grecilor e din nou în formulă completă.
Laocoon. Odiseu. Eneas. Apollo. Unde e Apollo? Oare troienii se vor descurca fără liderul lor? Calul troian. Poseidon a dispărut. Grecii Eneas. Sunt obligați să joace în șase. Bine ați venit pe stadion.